Punctul de întâlnire și de repartizare a zonelor a fost sediul primăriei. În acțiunea de sâmbătă au fost implicați elevi și cadre didactice de la toate liceele din municipiu, de la școlile generale numărul 2, numărul 3, numărul 5, numărul 6 și numărul 7, precum și angajați de la mai multe instituții. Este vorba de primărie, prefectură, Direcția de Asistență Socială, Jandarmerie, Apele Române, Penitenciar. Zonele în care s-a acționat au fost pădurea Bălănoaia, Canalul Plantelor, plaja din zona Mocănașu, Malul Roșu, cetatea lui Mircea cel Bătrân. La pădurea Bălănoaia au primit misiunea de a face curățenie elevii de la Liceul Economic Ion Barbu și de la Liceul Tudor Vianu. Suntem doar de la școala noastră Ion Barbu și s-au dus și în alte părți. Ce părere ai despre cei care aruncă gunoaiele pentru ca voi să le strângeți? Păi nu o părere foarte bună, pentru că noi le strângem și poluează și mediul. Am venit împreună cu copiii să realizăm această activitate. Consider că e un pas important pentru mediu, pentru toate elementele mediului. Poluarea e un lucru care ne afectează foarte mult, o problemă fundamentală a societății umane și încercăm prin educația ecologică să realizăm cât putem acest lucru. La Marea Curățenie au participat de asemenea Organizația Femeilor Liberale din municipiu și Organizația de Tineret a PNL. Doamnele și domnișoarele din PNL au fost repartizate alături de tinerilor colegi de la TNL la cetatea lui Mircea, dar și de elevii de la școala generală numărul 2. Participăm la Ziua Națională a Curățeniei, considerăm că e o activitate utilă, dar lucrul acesta trebuie să vină din educația inițială, din educația primară, din familie. Cum au reacționat copiii când le-ați propus? Au fost și dornici, au fost și unii care au luat așa un pic mai superficial această activitate, pentru că v-am spus, ține foarte mult de educație. După cum puteți observa și dumneavoastră, Organizația Municipală de Femei a Partidului Național Liberal s-a implicat astăzi în proiectul național Let's Do It Romania. Este un proiect binevenit și bineînțeles că nu putem ocoli și astfel de acțiuni. Este vorba despre un act de voluntariat, până la urmă mai puțin contează cui aparținem, cărei formațiuni politice sau cărei grupări. Important este că ne-am strâns astăzi un număr important împreună cu Organizația de Tineret a Partidului Național Liberal. Femeile, deși de regulă sâmbăta au acasă program administrativ, au decis să-și rupă din timpul domniilor lor și să vină să participe la acest proiect național. Derulăm acțiunea Marea Curățenie, curățenia pe care trebuie să o avem atât acasă, pe lângă casă, cât și în locurile pe care le adorăm și le admirăm în orașul nostru. Faptul că astăzi suntem în număr foarte mare femei ale organizației municipale Giurgiu, înseamnă ceva, înseamnă conștientizarea că și voluntariatul este o activitate benefică pentru urbea noastră. Este Ziua Internațională a Curățenii, după cum știți, și cum altfel putea sărbătorită decât pentru o acțiune de ecologizare. Pentru noi, tinerii liberali, este o recidivă curățirea cetății Giurgiu. Ne bucurăm că suntem astăzi alături de femeile liberale și sperăm cât mai multe astfel de acțiuni. În total, sâmbătă au fost adunate 6 tone de deșeuri, care au fost preluate de lucrătorii și utilajele Serviciului de Salubrizare din cadrul administrației domeniului public și privat.